Bună dimineața! Astăzi, din păcate, o să fie câteva lucruri grele de anunțat, de discutat. Acum câteva minute, compania Delgaz a oprit distribuția gazului pentru CET Centru. Și compania E.ON a asistat furnizarea gazului pentru cold term. Noi am primit încă în astăzi, până acum două ore, am stat în negocieri cu ultimul furnizor de gaz, care din păcate ne-a dat până la urmă un răspuns negativ. Asta înseamnă că Timișoara momentan, cold term momentan, nu are o companie care ar vrea să furnizeze gaze naturale. Asta, bineînțeles, vine într-un context de criză energetică la nivel european. Există foarte puțin gaz pe piață. Companiile ne spun, majoritatea companiilor ne spun că nu au cantitățile necesare pentru a furniza constant cold term cu cantitățile de care avem nevoie. Sunt câteva companii care au spus că singura variantă cum pot să furnizeze este prin sistem de plată în avans și ei iau în fiecare zi cu banii ce îi dăm lor, iau pe piață, încearcă să cumpere gaz și gazul pe care îl găsesc pe piață pot să ne furnizeze nouă. Dar, după cum știți, la prețurile actuale, unde vorbim de câteva milioane de lei pe zi, nu avem cum să dăm aceste sume și să semnăm contracte pe aceste sume cu gazul în avans. Asta, din păcate, înseamnă că în Timișoara, în jur de 50.000 de gospodării vor rămâne fără căldură și mai rău, înseamnă că spitalele Timișoarei, și nu doar cele în subordinea primăriei, ci toate spitalele vor rămâne fără căldură și apă caldă. Situația este, din fericire, este mai bună la Spitalul Victor Babeș, care are o centrală proprie pe care poate să o aprindă, și la fel și maternitatea Odobescu, în subordinea Spitalului Municipal, are o centrală care se va porni. Eu știu că directorii spitalelor și am vorbit cu unii dintre ei, fac și ei un apel la furnizorii de gaz din România să facă un contract cu cold term. Am informat, bineînțeles, și prefectul și ministrul energiei de această decizie. Sunt în contact cu ei și cu alții pentru a găsi o soluție în această situație. Știu că la ora asta se discută și în Parlament anumite măsuri de ajutor pentru ceturile României. Vi amintesc că nu doar Timișoara este în situația aceasta, ci mai multe ceturi au această problemă. Voi convoca o ședință a Comitetului Local pentru situații de urgență la ora 3, la care am invitat și managerii de spitale pentru a discuta situația. Și bineînțeles, și asta vreau să subliniez, că în continuare suntem în discuții cu furnizorii și încercăm să găsim soluții. Și aceste soluții se pot baza pe trei surse de finanțare. Prima sursă este tariful plătit de populație, a doua sursă este bugetul local și a treia sursă este bugetul de stat. Momentan, cold term se alimentează strict din primele două surse, adică bugetul local și tariful de populație pentru populație, care nu a mai fost majorat de ani de zile. Și bugetul local, anul acesta am dat 136 de milioane către cold term, și am ajuns și aici la un capăt. O să mai facem o rectificare astăzi, o să mai avem în jur de 8 milioane pe care le putem da, dar bineînțeles că
dacă vorbim de cifre de 10 de milioane de lei pe lună, atunci vedeți deja că fără o intervenție din partea bugetului de stat, termoficarea, nu doar în Timișoara, ci și în alte orașe, nu are cum să supraviețuiască. Bineînțeles că verificăm absolut toate căile tehnice pentru a reduce consumul de gaz la un absolut minim necesar. Asta, în primul rând, înseamnă să trecem cât de mult se poate pe cărbune. După cum știți, am cerut și cărbune din rezerva de stat. Acolo, iarăși, pentru acest lucru să se întâmple, este nevoie de o ordonanță de urgență pe care doar un guvern plin poate s-o dea. Tehnic, material, cumva ar fi posibil. Și asta este acum scopul, să încercăm să negociem o sumă, o cantitate de gaz mult mai mică, să funcționăm pe cărbune și poate să reintrăm cu niște intervale în care Colterm ar putea să producă căldura și apă caldă. Eu știu că această veste este o veste devastătoare pentru mulți timișoreni, pentru cei care suferă în spitale, pentru medicii și asistentele medicale, care oricum sunt epuizați în spitale, pentru toți cei care stau acasă, care sunt în vârstă, care au copii mici, care poate lucrează de acasă. Și pot să spun că vom face tot posibilul pentru a trece peste această perioadă și să repornim căldura în Timișoara cât de repede posibil. Și fac un apel către furnizorii de gaz în România, mai ales către companiile autohtone, mai ales către companiile de stat, RomGaz, Electrica, de exemplu, să ne ajute în această situație și bineînțeles că toți cei care pot să încurajeze aceste companii să furnizeze gaz, să o și facă. Eu sunt bineînțeles dezamăgit și de decizia E.ON după ani de zile în care Timișoara a plătit facturi, mai ales anul trecut, în care până în săptămâna trecută nu am acumulat noi datorii, am început să plătim 10 milioane de datorii din trecut. Sunt dezamăgit de această decizie cruntă, care până la urmă are consecințe foarte reale pentru mulți timișoreni. În același timp, probabil ați aflat deja în același timp astăzi, instanța a și deschis procedura de insolvență pentru Colterm. După cum știți, Colterm a cerut săptămâna trecută această intrare în insolvență. Insolvența înseamnă că acum compania poate să se concentreze tocmai pe plata facturilor curente și nu mai trebuie să dea banii ce are, ce încasează pe datoriile istorice și în acest sens sper că asta ne va ajuta inclusiv să găsim o soluție pentru această criză. Noi vorbim cu furnizorii, de exemplu, despre variante de cont escrow, adică un cont separat unde intră plățile timișorenilor direct într-un cont pentru furnizor, tocmai ca să dăm garanții ca furnizorii o să-și primească banii. Eu sunt foarte conștient că în acest context să anunț și o propunere de majorare a tarifului poate să pară absurd, dar tocmai motivul că compania Colterm a vândut căldura și apa caldă la un preț mult sub prețul producției, tocmai asta ne-a dus în situația în care suntem, tocmai faptul că diferența între costul producției
și bani încasați, fie din bugetul local, fie de la populație, de la abonați, tocmai faptul că această diferență a fost rostogolită în viitor, a fost lăsat ca datorii, tocmai asta este motivul de ce s-a intrat acum în insolvență în contextul acestor creșteri masive la prețul de gaz. Tocmai de aceea cred că este necesar să adaptăm tariful. Colterm a făcut un calcul și a spus că ar trebui să se tripleze. E destul de evident că o triplare la 644 de lei megawattoră nu ar fi în niciun fel realist sau suportabil de către populație, de aceea propunerea mea este o dublare, ceea ce știu că încă este mult, 416 lei per megawattoră, dar cred că este un pas necesar tocmai pentru a crește încrederea furnizorilor că compania Colterm poate să-și încaseze și să plătească prețul real de producție. Am avut discuții cu toate partidele în Consiliul Local, pe care o să le continuăm și astăzi, tocmai ca să găsim și un consens politic pentru această majorare. Și vreau să subliniez că mă aștept ca toate partidele, și la nivel local, și la nivel național, să înțeleagă gravitatea acestei situații, gravitatea suprapunerii unei crize sanitare cu o criză de energie și să găsească soluții dincolo de apartenență politică. Eu de câteva săptămâni din vară, de fapt, sunt în legătură constantă și cu alți primari care în orașele lor au probleme similare și pot să spun că sunt în legătură și cu primari PNL și cu primari PSD și cu primari USR și problemele nu cunosc culoare politică, căldura sau frigul nu cunosc culoare politică și tocmai de aceea cred că nici soluțiile nu trebuie să cunoască culoare politică și mă bucur, ce puțin asta îmi spun colegii din Parlament, că există un oarecare consens în Parlamentul României că aici este o situație în care trebuie să intervină și bugetul de stat și guvernul și bineînțeles că faptul că momentan avem doar un guvern interimar și nu un guvern cu puteri pline nu neapărat ne ușurează discuțiile. Bine, mai am și o altă temă, dar sunt sigur că aveți întrebări despre acest subiect și vă răspund la întrebări. Da, vă rog. Spuneați că vorbiți acum despre folosirea cărbunelui. Acum câteva luni, oamenii din echipa dumneavoastră, viceprimarul USR, spunea că se va merge exclusiv pe gaz. Iar acum ne vorbiți de cărbune. Întrebarea mea este când au greșit în a evalua situația cei din echipa dumneavoastră? Atunci când vorbeau exclusiv de gaz sau acum când vorbesc de cărbune? Asta ar fi prima întrebare. A doua întrebare, cum puteți dumneavoastră ca administrație să mai decideți ce se întâmplă cu banii de la Colterm în condițiile în care vorbeați de acea plată directă către furnizori? Asta în condițiile în care, odată intrat în insolvență, administratorul judiciar, provizorul, este cel care preia controlul, practic directorul și Consiliul de Administrație, nu mai au cuvânt de spus, dar dumneavoastră văd că continuați să faceți planuri fără a avea nicio bază legală în acest moment, având o decizie a judecătorului sindic și vă întreb cum veți face asta și dacă ați luat legătura cu firmele de insolvență care au fost desemnate. Iar apropo de factură, v-aș întreba în felul următor. Inițial ați anunțat o triplare a prețului gigacaloriei, după care ați venit cu o dublare. Aș vrea să vă întreb, care este prețul real al gigacaloriei ca și cost, dacă ați stabilit?
Și dacă ar fi nevoie de triplare și dumneavoastră acum veniți cu dublare, cine va plăti diferența și de unde? Pentru că tocmai ne spuneați mai înainte că nu mai aveți bani nici măcar pentru gaz. Deci, practic, vorbim din nou de o subvenționare a prețului gigacaloriei? Mulțumesc! Da, mulțumesc mult! Sunt întrebări excelente. Prima întrebare despre această pondere între gaz și cărbune. Vreau să vă amintesc că în aprilie Colterm nu a putut să cumpere certificatele necesare în valoare de în jur de 50 de milioane de lei pentru a compensa emisiile care se produc prin arderea cărbunelui. Și tocmai pentru că nu și-au bugetat acest cost de certificate. Și atunci au făcut un calcul în primăvară, unde au calculat costul de gaz versus costul cărbunelui și plus certificatele, care o să crească. Au fost la 16 euro acum un an, acum sunt la 60 de euro, probabil la anul o să fie la 100 de euro. Au făcut un calcul la prețul de gaz de atunci și din acest calcul a ieșit că este mai ieftin să treacă la gaz. Din august au explodat prețurile de gaz și când zic au explodat, vorbesc de 4, 5, 6 ori mai mari, puteți să vă uitați pe asta. Și de atunci, bineînțeles, au încercat să adapteze schema, dar chiar și acum, când spunem că trecem pe cărbune, problema rămâne același, că și acum, în primăvară viitoare, o să ne confruntăm iarăși cu o factură pentru aceste certificate. Faptul că această problemă acum există la nivel european și Timișoara nu este singurul oraș care se confruntă cu asta, îmi dă oarecare speranță că acest mecanism de certificate va fi regândit, pentru că o creștere de la 16 euro la 100 de euro per certificat în 2 ani nu este o creștere ce orice fel de companie poate să gestioneze. Asta pe prima întrebare. A doua întrebare, că într-adevăr administratorul judiciar o să preia acest management și bineînțeles că tocmai de aceea discutăm aceste variante cu furnizorii de gaz. Implementarea acestor variante, bineînțeles că de acum, de astăzi încolo, trebuie să se facă de către administratorul judiciar, dar bineînțeles că asta nu înseamnă că nu putem discuta cu companiile ce variante diferite de garanții există. Și dublarea și triplarea factorului. Da, dublarea și triplarea și iar e o întrebare absolut firească și excelentă. Deci la Colterm au calculat un cost de 851 și au încercat să folosească un model unde există oarecare un echilibru între gaz și cărbune. Și spuneți foarte corect. Dacă eu acum propun doar o dublare, cine acoperă diferența, mai ales pentru că pe partea de subvenție există niște plafonări. Și tocmai de aceea repet și o spun încă o dată, această problemă la aceste prețuri pe care le vedem astăzi nu se poate rezolva fără să luăm și a treia sursă în acest mix de surse bugetare și trebuie să fie bugetul de stat. Încă o dată, subliniez, nu există niciun scenariu în care fără intervenția guvernului și fără contribuția semnificativă din bugetul de stat, companiile de termoficare în România pot supraviețui această iarnă. Și aici vorbesc și despre orașe care nu au posibilitatea ca noi să se mai joace un pic cu alte surse, adică cu cărbune. De exemplu, Oradea a trecut 100% pe gaz. Oradea, dacă nu va primi un sprijin din partea guvernului, va trebui să închidă termoficarea. Și tocmai de aceea propunerea mea este o dublare ca să trimitem un semnal clar în piață că înțelegem ca costul real trebuie să se reflecte și în prețul plătit de populație, dar bineînțeles că acest preț
trebuie să se integreze într-un context național în care guvernul acum caută, sau parlamentul caută soluții cum să gestioneze aceste creșteri enorme. Deci, în concluzie, nu știți cine va plăti diferența în acest moment între dublarea și triplarea prețului la prețului gigacalorii. Concluzia este că fără o intervenție a Parlamentului și din bugetul de stat, Colterm nu are să treacă prin iarna, dovadă fiind inclusiv astăzi faptul că s-a asistat. Aș mai avea ultimă întrebare, apropo de ce ați spus atunci când v-am întrebat de gaz și de cărbune. Atunci când ați preluat guvernarea în Timișoara, ați spus că aveți soluții, încă din campania electorală spuneați că aveți soluții pentru Colterm, că aveți planuri, ați promis dumneavoastră, neapărat, administrația noastră, că se va prezenta un plan de către echipa aceea de acea firmă de avocatură pentru salvarea Colterm. Și vă întreb dacă nu considerați acum, în această situație, că era mai bine să fi cerut insolvența Colterm în vară sau în primăvară, când vi s-au cerut de opoziție, de exemplu, din ce mi-aduc aminte din Aga, și nu acum în iarnă, când lucrurile sunt într-o situație extremă. La vremea respectivă, dacă e să ne gândim așa, era un guvern cu puteri depline, venea vara, nu era frig, situația în spitale era cu totul alta, vă asumați politic această greșeală sau considerați o greșeală faptul că nu ați cerut insolvența mai rapid, pentru că vă proteja de anumite situații critice. Mulțumesc. Insolvența asta este definită de lege, trebuie să fie cerută după 30 de zile după ce se constată o incapacitate de plată. Consiliul de administrație acum a constatat această incapacitate în fața acestor facturi care nu mai puteau fi plătite. Asta și dovada este situația în care suntem. Faptul că am zis că am soluții pentru Colterm, bineînțeles, adică, dar nimeni nu a zis vreodată că problema Colterm va putea fi rezolvată simplu, că va putea fi rezolvată repede, că va putea fi rezolvată fără costuri enorme. Toate aceste lucruri au fost clare. Iar faptul că acum se suprapune o companie care deja era, să zicem, un pacient foarte, foarte bolnav, se suprapune acum cu o criză de energie și de costuri la nivel european. Republica Moldova a declarat stare de alertă acum două zile. Faptul că astea se suprapune este o stare pe care trebuie să o gestionăm și trebuie să o gestionăm cu multă creativitate și perseverență, să găsim alte soluții. Dar asta nu înseamnă că acum eu pot să întorc timpul și să mă gândesc ce aș fi făcut dacă aș fi avut un glob de cristal în februarie. Haideți să mai luăm și alte întrebări, vă rog. Pot să pun și eu o întrebare? Da, vă rog. Aș vrea să vă întreb două lucruri. Ați spus că fără intervenția statului nici nu se poate imagina. Ce alte demersuri ați făcut? Ați spus că ați luat legătura cu ministrul energiei, dar mai mult de atât, chiar și cu un guvern interimar. Cu cine ați vorbit? A doua întrebare. Există și o discuție despre un împrumut pe care administrația sau Coltermul, nu știu, să-l facă pentru a se trece iarna și pentru a nu pune cetățenii într-o situație disperată? Da, mulțumesc mult. Am avut acum câteva zile și o întâlnire cu ministrul finanțelor despre această problemă, încă cu câțiva colegi din țară, printre alții și domnul Boc, președintele Asociației Municipiilor din România. Am încercat azi dimineață să-l informez și pe domnul prim-ministru, dar nu am reușit să-l prind la telefon. Bineînțeles că suntem în discuții de mult timp și cu mai mult și cu toate instituțiile competente în acest domeniu, adică cu ANRE, cu ANAF,
și să transmitem punctul nostru de vedere. Am discutat cu ministrul de Finanțe și varianta unui împrumut. Asta s-a mai întâmplat, de exemplu, în 2018, când Timișoara a luat un împrumut de peste 100 de milioane de lei pentru a trece prin iarna. Problema este că momentan legea finanțelor publice nu ne permite să ne luăm împrumuturi pentru cheltuieli de funcționare, adică un împrumut poate fi luat doar pentru investiții. Noi am și luat un împrumut anul acesta pentru investițiile în mobilitate, pentru achiziționarea tramvailor și pentru lucrarea pe calea Bogdăneștilor. Dar pentru funcționare și deci pentru termoficare nu putem momentan, decât dacă ar exista ori o schimbare legislativă, ori o decizie a Guvernului, adică o altă ordonanță de urgență care să ne permită acest lucru, așa cum s-a întâmplat în 2018, când s-a dat o ordonanță de urgență specific pentru a salva termoficările. Dar încă o dată, momentan, din păcate, nu există un guvern care ar avea puterea să ia o astfel de decizie. Mă miră că n-ați putut avea ajutor de la o colegă de-a dumneavoastră, care acum e președinta Senatului și care a fost, până nu fi în această funcție politică, vicepreședinte al E.ON Gazului, adică într-o poziție foarte înaltă. Nu a putut în niciun fel să ajute Timișoara? Vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că nu știu dacă ați văzut, acum 5 minute m-am uitat la telefon, pentru că tocmai Anca Dragu, președintele Senatului, m-a sunat. Am vorbit cu ea de două ori deja astăzi, sunt în legătură constantă cu ea și încearcă să ne ajute atât cu experiența ei anterioară, cât și din perspectiva legislativă, și sunt foarte recunoscător pentru acest ajutor. Da. În mai puțin de două ore, la robinetele timișorenilor va curge exclusiv apă rece. Ce ați face dumneavoastră în locul acestor oameni? Tot vorbeați de soluții pe termen lung, dar ei au nevoie de o soluție pe termen scurt. Dumneavoastră, efectiv, ce ați face în locul lor acum că rămân fără căldură, fără apă caldă? Pentru că ați declarat, dumneavoastră, nu sunteți afectat de această măsură care a fost luată de compania de gaz. Mulțumesc! Da, da. Clădirea primăriei, apropo, este și ea legată de Colterm. O să fie frig și aici, dar adică asta este doar, cum să zic, aș sta cu mult drag. Aș sta săptămâni întregi în frig eu, dacă pentru asta aș putea să cumpăr o zi de căldură pentru un spital în Timișoara. Noi încercăm să găsim, suntem în contact inclusiv cu firme care ar putea să pună la dispoziție niște soluții pe termen scurt. Care sunt acelea? Pentru clădiri mai mari există mai multe firme care au un fel de centrale mobile, care funcționează pe motorină, de exemplu, care pot, de exemplu, și să alimenteze un punct termic, adică să putem înlocui un punct termic. Problema este că avem 5 puncte termice funcționale, dar care deservesc doar o mică parte din populație, dar ne uităm inclusiv la aceste soluții. Dar încă o dată, vreau să mă gândesc la un scenariu în care această sistare de gaz va persista în timp. Eu totuși sper că vom găsi astăzi, mâine, în următoarele ore și zile, împreună cu toți cei care au putere de decizii, că vom putea să găsim o soluție. Și până atunci revin la întrebare, ce să facă timișorenii, acei oameni care au copii, bătrâni? Ce trebuie să facă până când autoritățile locale vor găsi o soluție? Da, eu pot să spun că eu fac tot posibil ce îmi stă mie în puteri să găsesc soluții pentru ca să se reîncălzească din nou caloriferele și ca să aibă apă caldă din nou. Și îmi pare foarte, foarte rău că acum sunt într-o situație care pentru unii dintre timișoreni cu siguranță nu este o situație nouă și, din păcate, îi amintește de alte vremuri unde noi toți credeam că i-am trecut. Da.
Dacă am fi în stare să facem plăți la zi, am fi continuat cu E.ON. Pentru că și E.ON, exact asta era contractul, cu plată la zi. Doar că în momentul în care am intrat în situația în care facturile zilnice erau de 2 milioane, 3 milioane, în acest moment, pur și simplu, și asta am mai spus, matematic, fizic, nu există acest cash disponibil cu care acum bugetul local poate să plătească aceste facturi. Poftim? Nu, prețul, adică, care este problema? Problema este că dacă nu există un contract pe termen lung, pe o lună, pe două luni, pe șase luni, atunci aceste companii cumpără gazul la preț de spot, așa se numește. Adică ei cumpără în piața astăzi cantitatea de care au nevoie. Și bineînțeles că acolo prețul este enorm. Dacă o companie a făcut în iulie, în iunie, un contract de 6-12 luni, bineînțeles că au luat la un preț mult, mult mai mic. Dar faptul că Colterm nu poate să facă o plată în avans pentru un contract de o lună sau de 3 luni, ci trebuie să facă, tocmai pentru că nu are banii necesari, trebuie să facă contracte cât de scurte posibile, înseamnă că automat și prețul pentru aceste contracte este un preț maxim. Da, din păcate nu toți care dau sfaturi pe această temă și înțeleg toate detaliile tehnice. Într-adevăr, ar fi interesant să legăm CET Centru la Transgaz. CET Sud funcționează tocmai preponderent pe cărbune. Acolo gazul este folosit doar ca să ardă cărbunele. Și... deci acolo, de fapt, economia ar fi foarte mică și, nu în ultimul rând, oricum trebuie cu un aviz ANR, acest aviz momentan nu există. Deci dacă ar exista soluții simple, dacă ar fi existat soluții simple, credeți-mă că nu există nici o ușă pe care n-am încercat să o deschidem, nici o fereastră prin care n-am încercat să intrăm, dar pur și simplu felul în care s-a dezvoltat piața de gaz ne rupe gâtul. O spun atât de clar. Și o subliniez nu ca să zic eu nu sunt responsabil, ca să caut un țap ispășitor. O spun pentru că asta este situația în care tot continentul Europa momentan se află. Încă o dată, în Moldova au declarat stare de alertă pentru că n-au gaz. Există cereri, adică în ziua în care eu am am vorbit la Romgaz pentru gaz și Moldova a sunat la Romgaz și a zis, vă rog, dați-ne gaz, nu avem gaz. Și Romgaz a zis că nu au cantități nici pentru Republica Moldova, nici pentru Timișoara. Deci asta vreau să zic, că acest context este un context pe care nici domnul Nica, nici PSD, nici PNL, nici USR n-ar putea să gestioneze doar cu pârghiile unei administrații locale singur într-un context în care țări întregi acum se află în dificultăți enorme. Bine, spuneți că nu se poate gestiona situația pe plan local. Ea e cunoscută de luni bune, de când ați preluat mandatul. În momentul de față nu avem un guvern plin care să-și poată asuma toate atribuțiile unui guvern. Mai durează câteva săptămâni până o să avem guvern. Cât de mult depinde de guvern reluarea furnizării căldurii în Timișoara? Pot rămâne abonații Colterm și spitalele săptămâni fără căldură și apă caldă? Nu, bineînțeles că nu. Și tocmai de aceea eu insist inclusiv pe soluții care nu depind de guvern. Care sunt acele soluții? De exemplu, ca am făcut acest apel către Romgaz, de exemplu, care este o companie de stat, care furnizează la București, la Encel, gaz la 150 de lei megawatt-oră,
De exemplu, să ne livreze și nouă, măcar o mică cantitate, măcar ca să putem arde cărbune în CET-Sud. Deci există aceste variante și vreau să și subliniez că am cerut guvernului, atunci când era vorba despre fondul de rezervă de 1 miliard de lei, am făcut o cerere, am descris această situație, chiar dacă n-am făcut-o public. Am descris această situație, am spus că Timișoara ar avea nevoie urgent de 100 de milioane de lei, măcar ca să treacă până la an nou. Și după cum știți, Timișoara a primit exact 0 lei. Și ce răspuns ați primit de la RomGaz? Când ați făcut această solicitare, de exemplu, și ce răspuns ați primit de la ei? Acum nu vreau să intru în detalii negocierilor cu fiecare furnizor nominal, tocmai ca să nu periclitez posibile soluții în viitor, dar și RomGaz, la fel ca și alții, ne-au spus că nu au cantități pentru că există o lipsă de molecule în piață. Domnul primar, mai am eu o întrebare. Dacă pentru locuitorii Timișoarei nu aveți soluții și nu știți ce să facă ei în propriile lor locuințe, ce soluții le dați spitalelor? Ce să facă medicii cu acei pacienți a căror corpuri au imunitate extraordinar de scăzută? Să pună mai multe plapume pe ei? Ce soluție vedeți că ar putea lua aceștia? Da, după cum am spus, avem două spitale, maternitatea Odobescu și Victor Babeș, care din fericire se pot alimenta dintr-o centrală proprie. Cu celelalte spitale i-am invitat pe managerii la întâlnirea astăzi a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, unde împreună vom încerca să găsim soluțiile cele mai bune, dar subliniez încă o dată, nu este o variantă să stăm zile și săptămâni fără căldură în spitale. Această situație trebuie să fie una strict temporară și toată lumea trebuie să găsească împreună cu Colterm, cu administrația locală, soluții. Ce să facă oamenii? Da. Să pună mai multe haine pe ei? Încă o dată, noi vorbim inclusiv cu firme care pot furniza, soluții temporare. Dacă ar exista soluții pe care eu sau altcineva am putea să le scoatem din buzunar, credeți-mi, le-am scoate. Este o situație dramatică. Nu are rost acum să vă spun eu, să încerc să vă spun că este mai puțin dramatic decât este. Bineînțeles, în momentul în care nu vom mai avea căldură în spitale, este o situație dramatică. Asta spun de săptămâni întregi, că este o catastrofă umanitară pe care trebuie să o evităm la orice preț. Acum că am intrat cumva în prima etapă acestei catastrofe, cu atât mai mult eu fac un apel să se găsească această soluție. Domnul primar, dacă dumneavoastră, după ce plecați astăzi din primărie, să presupunem că nu sunteți primar, sunteți cetățean sau locuitor al Timișoarei, ajungeți acasă, vă găsiți soția, fetița în frig, ce faceți pentru a nu sta în frigul din casă? Ce soluții? Ce să găsească oamenii? Pentru că timișorenii sunt sătuli să tot aștepte acele soluții care nu mai vin niciodată. Da, eu nu cred că timișorenii așteaptă de la mine acum foarte concret ce să facă în momentul în care intră în casă. Ce ați face dumneavoastră? Eu încerc cu toate pârghile pe care le am la dispoziție și din păcate sunt doar pârghile unui primar cu un buget local limitat. Cu toate pârghile mele încerc să se ducă din nou, să fie din nou caloriferele încălzite. Deci, practic, dumneavoastră doar le dați direcție timișorenilor, soluția efectivă trebuie exact așa cum ați numit-o, trebuie totuși să o găsească ei. Poftim? Dumneavoastră, ați spus mai devreme că timișorenii nu se așteaptă de la dumneavoastră să le dați o soluție exactă, concretă. Deci, practic, dumneavoastră le dați doar direcție și ei trebuie să vadă ce vor face eu, mai departe. Eu, dacă aș avea o soluție tehnică cu care aș putea, fără sistemul Colterm, să încălzesc 50.000 de gospodării și spitale și școli în Timișoara, dacă ar exista această soluție tehnică astăzi, atunci, bineînțeles că
ne-am folosit de această soluție tehnică. Și în lipsa această soluție tehnică, de aceea avem nevoie de colterm. Adică dacă viața ar funcționa fără colterm, bineînțeles că n-am fi în această situație. Și în lipsa acestei soluții, ce ați face dumneavoastră, ce să facă oamenii? Că nu-mi răspundeți la întrebare. Păi am răspuns la întrebare, noi căutăm în continuare soluții, inclusiv temporare, ca această perioadă să fie una scurtă. Și până când acești noi de care dumneavoastră vorbiți găsiți acea soluție, ei, oamenii, locuitorii, individual, ce să facă? Ce soluții au? Nu au o soluție ca să-și încălzească caloriferele dacă sunt racordați la colterm. Asta este realitatea. Da, deci vă rog. Stau în frig. Da, vă rog. Totuși, cu câte firme sunteți în negociere acum, firme care furnizează gaz? Și dacă aveți semnale de la careva că totuși merg lucrurile într-o direcție bună, adică pot spera oamenii că nu se vor răci chiar așa de rău caloriferele în zilele următoare? Da, sunt, adică în total au fost, dacă nu mă înșel, 7 firme cu care Colterm a fost în contact în ultimele zile. Mai multe au refuzat din start, altele s-au mai uitat pe ofertă. Pot să spun că o firmă, de exemplu, a venit cu ofertă și a spus, da, putem, dacă ne dați o garanție de 80 de milioane de lei. Acum, nu are nimeni o garanție de 80 de milioane de lei depus pe masă ca să se semneze un contract. Încă o dată, noi încercăm în continuare, chiar și cu firmele care până acum ne-au spus că nu ne pot ajuta, să vedem variante dacă pentru cantități foarte mici sau poate găsim două firme diferite care fiecare contribuie cu o parte din necesarul de gaz să pot contribui. Domnule primar, i-am lăsat pe colegii mei, aș vrea să revin la o întrebare. Apropo de responsabilitate, dumneavoastră și administrația dumneavoastră considerați că aveți o responsabilitate în ceea ce s-a întâmplat și îmi spuneați, apropo de întrebarea mea legată de intrarea în insolvență mai devreme, că nu ați avut un glob de cristal, pe de o parte, și pe de altă parte că acum a constatat Consiliul de Administrație că nu se mai pot plăti facturile. Păi vreau să vă întreb, și în primăvară era aceeași situație, iar chestiunea cu certificatele verzi era pe ordinea de zi a adunării AGA, în care a schimbat Consiliul de Administrație și v-ați spus oamenii pe care dumneavoastră ați considerat a fi profesioniști și cu bună știință ați amânat acel punct cu certificatele verzi și nu ați mai convocat AGA și a trecut termenul limită. Adică pe cine dați vina când dumneavoastră, administrația dumneavoastră, echipa dumneavoastră de la USR împreună cu aliații, ați mutat acel punct care era pe ordinea de zi și erați în termen? Da, am mai auzit cumva teoria asta. Nici Colterm, nici Primăria Timișoara nu avea în acest moment 50 de milioane de lei depus pe masă. Tocmai de aceea și atunci am ridicat exact această problemă la guvern și știți toți povestea în care joi seară ni s-a spus că s-a rezolvat și unii s-au lăudat public cu asta. Vineri dimineață ne-am trezit că nu mai vine acest ajutor. Bineînțeles, și o spun cumva fără niciun fel de echivoc, eu sunt primarul Timișoarei și ceea ce se întâmplă la Timișoara, bineînțeles, este și responsabilitatea mea. Este și responsabilitatea mea. Și administratorul judiciar, exact asta este misiunea lui în următoarele 6 luni, să vină cu un raport și în acest raport foarte detaliat să ne spună cum de a ajuns compania Colterm în această stare de insolvență. Care au fost factorii care au adus la această stare de insolvență? În acest raport, dacă administratorul judiciar ajunge la concluzie că și unele decizii care s-au luat în ultimul an, în ultimele 12 luni, au contribuit la această stare de insolvență, bineînțeles, când voi accepta această parte a responsabilității. Dar, încă o dată, și de aceea subliniez acest apel, e destul de, cum să zic, simplu acum
să se spună, uitați, nu mai este căldură, Colterm este în insolvență, trebuie să fie cineva de vină, cine e primar, Fritz, Fritz e de vină. Această situație este o situație care a drenat de foarte, foarte mult timp, unde datoriile sunt istorice, unde nicio administrație niciodată a dat sumele pe care noi le-am dat ca să ținem Colterm în picioare. Nu am făcut niciun singur leu până săptămâna trecută de datorii, am plătit înapoi din datorii, deci am făcut tot posibilul tocmai ca să evităm această situație și ca să facem pași, ca să facem pași la o soluție. Dacă toate aceste lucruri n-au fost de ajuns, dacă încă o dată o decizie în trecut ar fi trebuit să fie luată într-o altă direcție, bineînțeles că eu mă accept partea mea de responsabilitate, dar această aruncare de vină acum în cineva sau altcineva nu ne ajută. Acum toți, indiferent dacă au de câștigat sau dacă au de pierdut politic, trebuie să fie parte a unei soluții. Domnule primar, o ultimă precizare, să înțeleg că ați decis să amânați, dacă am înțeles bine, vă rog să mă contraziceți dacă am înțeles greșit, ați amânat atunci punctul de pe ordinea de zi cu plata certificatelor verzi în aprilie, când s-a schimbat CIA-ul pentru că știați că nu aveți bani și din acesta a fost motivul pentru care nu ați mai convocat AGA să discutați? Eu nu am amânat niciun punct de pe ordine de zi. Colegii dumneavoastră din USR care aveau majoritatea. Ok. Haideți să mergem mai departe. La asta, da? Vă rog, aici. Domnul primar, tot spuneți că primăria Timișoara nu are 50 de milioane sau nu avea la momentul respectiv 50 de milioane pentru a pune pe masă. Totuși vorbim de primăria Timișoara, nu vorbim de Șuștra sau de Racovița. Totuși, la un buget de 1 miliard și 200-300 de milioane cât are Timișoara, într-o situație de criză care poate că nu ne-ar fi adus aici, nu era normal să faceți un efort, nu știu, să luați din altă parte, domnule, poate asta era soluția la momentul respectiv. Acum vă referiți la certificate? Spuneați că nu are, primăria Timișoara nu are 50 de milioane, 80 de milioane să pună da, pe masă. Nu, adică bugetul Timișoare nu este undeva o pușculiță mare sau stau acolo 800 de milioane de lei într-un cont și noi cumva în acest putem să decidem astăzi. Nu. Bugetul Timișoare are niște capitole bugetare foarte, foarte clare, cu limite foarte, foarte clare și mai ales cu un cash flow la fel ca și la dumneavoastră acasă. Deci la primăria Timișoara, la fel ca și la dumneavoastră acasă, ne intră la începutul lunii, ne intră cotele defalcate din București, ce ați plătit dumneavoastră din impozit pe venit. Asta într-o lună normală sunt în jur de 40 de milioane. Și plătim salariile, plătim facturile și așa mai departe și în a doua săptămână contul este zero. Și după aia ne mai intră bani ce, dacă vă duceți la ghișeu să vă plătiți taxele locale, poate ne mai intră 1 milion astăzi, poate ne mai intră 500 de mii de lei mâine. Dar cash flow-ul e ca și la orice firmă și nu avem posibilitatea, nu avem un card de credit unde să zicem cheltuim 50 de milioane de luna viitoare, le cheltuim astăzi și vă dăm înapoi la trezorerie luna viitoare. Nu există așa ceva. Deci sunt cheltuieli curente pe care le avem și bineînțeles că inclusiv la rectificare, inclusiv la rectificare în viitor, poate o să trebuiască să, nu știu, să tăiem facturile pentru curățenie la jumătate ca să mai putem da bani la Colterm. Dar vreau să și subliniez, pentru că e foarte simplu să spunem, păi de ce n-ați dat 50 de milioane, încă 50 de milioane? Încă o dată, anul acesta am dat 136 de milioane la Colterm. 136 de milioane din banii ăștia puteam să facem 2 școli, putem toate investiții pe cetății, pe Bogdăneștilor, aceste proiecte uriașe de infrastructură care ne rămân 20, 30, 40 de ani, costă 50, 60, 70 de milioane de lei. Deci ideea că noi putem la nesfârșit, chiar dacă ar exista banii cash, să dăm banii tuturor timișorenilor la Colterm,
Este o idee dăunătoare pentru viitorul acestui oraș. Eu vreau să mai întreb da. Ceva. Contextul politic nu vă favorizează deloc, nu? Deci, chiar vă așteptați la un ajutor de la stat în condițiile în care va fi probabil un guvern minoritar PNL și apoi, chiar în Consiliu, nu știu dacă nu cumva PNL-ul schimbă tactica, deci să nu mai obțineți nici în Consiliu, mă rog, hotărârile. Și a treia situație pe care scuzați, vreau să comentați. De mai ce? Repetați esența, că a fost foarte greu de înțeles. Da. Deci, toate întrebările să le repet. Da, da. Mă tem. Deci vă întreb, contextul politic nu vă este favorabil. Credeți că statul, în condițiile acestea, guvernul vă va ajuta cu adevărat? Sau e doar așa, o iluzie? Doi. Uh-huh. Pentru că PNL probabil va fi la guvernare. Simțiți în Consiliu o schimbare de strategie a PNL-ului? Deci să nu mai obțineți nici în Consiliu hotărârile pe care le doriți. Și trei, dat fiind faptul că veți plăti un cost politic, e cert lucrul acesta, de ce ați venit singur la această întâlnire cu jurnaliștii și nu sunteți însoțit de președintele Consiliului de Administrație al Coltermului, care până la urmă, nu știu, ar putea să... Nu știu. Da, mulțumesc mult și vreau să răspund la ultima întrebare și vreau să subliniez că sunt conștient că, cum am zis și înainte, că vor fi mulți care vor încerca acum să pună, nu știu, responsabilitatea sau vina pentru această criză pe umerii mei și este un cost politic de plătit, pe care îmi asum orice fel de cost politic dacă găsim o soluție pentru această criză. Asta spun, eu sunt pregătit să plătesc orice fel de preț, inclusiv politic, dacă spitalele din Timișoara și timișorenii care vor sta în frig vor avea căldura din nou. Domnul președinte al Consiliului de Administrație s-a dus la București astăzi ca să aibă discuții acolo, de aceea nu este aici cu noi, dar bineînțeles că țin legătura cu el. Despre contextul politic, dacă va ajuta guvernul, tocmai pentru că nu este o problemă doar a Timișoarei, este o problemă care este extrem de acută în Timișoara, este o problemă care este de o mărime mai mare în Timișoara, pentru că suntem a doua cea mai mare companie de termoficare în România după București. Dar Timișoara nu este singură cu această problemă. Sunt 27 de municipii din România care au această problemă și tocmai asta este și baza speranței mele să se găsească o soluție transpartinică și indiferent ce culoare politică au cei care iau decizii la București să le ia cu cetățenii în minte și nu cu culoarea politică primarului în minte. Ar trebui să fie ce? Să vă dea gaz de la rezerva de stat sau să plătească datoriile. Care e soluția pe care o cereți? Da, soluția cea mai rapidă și urgentă ar fi o alocare din fondul de rezervă, de exemplu, prin care putem să plătim facturile. Acum se discută de o subvenție către municipiile, oricât direct către CET-uri din bugetul de stat. Există și varianta unei achiziții centralizate de gaz pentru toate CET-urile din România, de exemplu. Nu știu cât de realist este asta în acest moment, luând în considerare lipsa de gaz pe piață, dar dacă am avea această achiziție centralizată, măcar am profitat toți de același preț. Pentru că momentan este și o concurență de preț și încă o dată, la București, prețul de gaz este de 150 de lei megavatoră, noi avem un preț de peste 600 de lei. Vă rog să folosiți microfonul ca să audă și cei care sunt pe Zoom.
insistați pe faptul că nu sunt datorii, dar faptul că este acea sumă fabuloasă pentru certificatele verzi, de ce nu o considerați o datorie? Că este o datorie, nu? Pentru că momentan această amendă este suspendată în instanță. Poate face, ați spus că ați convocat la ora 15 Comitetul Local pentru Situații de Urgență, la ce bun? Și care credeți că e viitorul sistemului de termoficare centralizată în Timișoara? Pentru că în momentul în care se va da drumul la debranșări, cu ce puteți convinge un abonat Colterm să rămână la acest sistem? Că până la urmă, în afară de faptul că a plătit toată vara o grămadă de bani, s-a trezit în luna noiembrie că o să înghețe în casă. Da, da. Aceste avansuri, din păcate, și asta este discuția pe care o am în legătură cu majorarea de tarif, aceste avansuri, din păcate, acoperă doar o foarte mică parte din prețul real, mai ales aceste avansuri au fost plătite înainte să explodeze costul de gaz. Timișorenii care au centrale de apartament, în aceste zile primesc facturi sau prețuri de gaz tot de 3-4 ori mai mare. Dar bineînțeles că pot să înțeleg 100% pe deplin aceste frustrări. Și prima întrebare, și întrebarea a fost ce facem să convingem acești oameni. Da, bineînțeles, asta este, cred că, cea mai grea misiune pentru administratorul și judiciar și special și Colterm, să arate că un sistem de încălzire centralizat are un viitor în acest oraș și eu încă cred că are, dar bineînțeles că precondiția este ca Colterm să revină pe un făgaș normal și într-adevăr, dacă pierdem acum prea mulți clienți, chiar dacă facem investiții într-un sistem retehnologizat, s-ar putea ca la sfârșitul acestor investiții să nu mai existe clienți și tocmai de aceea mă aștept ca comunicarea cu clienții, explicarea acestor planuri pe termen mediu și lung și noi am făcut un prim pas cu Banca Mondială care exact asta încearcă să facă. Această comunicare cu clienții trebuie să fie un element foarte important în această procedură de insolvență. Ce fel de comunicare puteți avea cu un om care știe că nu mai are cu ce să-și spele copilul de diseară? Nu vă supărați. Ce puteți spune? Da, pot să spun că, din păcate, momentan, asta este contextul în care prețul de gaz a explodat, este de 6, 7, 8 ori mai mare. Din păcate, Colterm așa se încălzește și are această istorie. Și pot să spun că, de exemplu, din bugetul local și din solidaritatea tuturor timișorenilor, s-au dat 136 de milioane în acest an pentru a ține acest sistem în picioare. Pot să spun că tocmai de aceea sper să existe o solidaritate a românilor pentru acest sistem centralizat, pentru a ține acest sistem în picioare. Dar nu pot să schimb faptul că, într-adevăr, de 30 de ani nu s-au făcut temele în acest domeniu și România are nevoie urgent de o strategie națională de energie termică și trebuie să fie clar ce vrem să facem cu termiile în această țară, pentru că nu se poate ca în fiecare iarnă să ajungem în această situație și în momentul în care există un eveniment extern de piață, cum este acum această explozie de prețuri, tot sistemul să se prăbușească. Da, vă rog. Domnul primar, deci vinovat nu sunteți, nu știți cine e, autoritățile care au trecut... Nu am spus asta, nu, vă rog frumos, nu am spus asta, am spus ca primar al Timișoarei, bineînțeles, că mă asum partea mea de responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în acest oraș. Deci vă asta considerați vinovați de situația doar care am ne spus, acum. Doar că am spus că nu ajută nimănui, nu ajută nimănui să se caute acum în țapii spășitor și nu sunt gata să fiu acest țapii spășitor, în momentul în care este foarte clar care sunt factori care au adus în această situație. Vi amintesc că Colterm a făcut 11 plângeri penale în primăvara acestui an. Dar credeți că îi ajută pe locuitorii Timișoarei aceste domnul primar? Cuplat cu această criză de gaz. Acum vă ascult, vă rog. Credeți că îi ajută aceste explicații pe timișorenii care, repet, în mai puțin de câteva ore nu vor mai avea apă să se spele? Adică până găsesc autoritățile acea soluție pe termen mediu scurt despre care dumneavoastră vorbiți, ei practic scapă cine poate, fiecare pe cont propriu. Asta vreți să le transmiteți locuitorilor acestui oraș?
eu înțeleg că toate aceste explicațiile, că toate, cum să zic, calculele economice nu sunt în ajutor pentru cei care momentan nu au căldura. Înțeleg că ei acum se simt neputincioși, se simt furioși și tot ce pot să fac eu este să mă folosesc de pârghiile mele pe care le am la dispoziție, cu toate limitele și care ei există, ca să existe o soluție. Și mie, bineînțeles, îmi pare rău de această situație și îmi pare rău pentru fiecare care este în această situație. Bineînțeles că sunt și eu un om și simt furia și simt neputința lor pe care simt ei. Domnule primar, spuneați că amenda este suspendată, corect, amenda pentru certificatele de CO2, nu certificatele verzi, dar există în continuare obligația Colterm de a achiziționa pentru anul trecut și vine până în aprilie anul viitor obligația de a achiziționa certificatele de CO2 pentru anul acesta. Deci, care este soluția pentru achiziționarea certificatelor pentru care s-a primit amenda, pentru că suspendarea amenzii nu suspendă obligativitatea cumpărării certificatelor de CO2? Și practic aveți de cumpărat, Coltermul, firma municipalității, are de cumpărat certificate de CO2 pentru 2 ani de zile. Da. Care este soluția administrației pe care o conduceți pentru această situație astăzi, 26 octombrie? Aveți o soluție? Asta este una dintre întrebările pe care administratorul judiciar trebuie să răspundă. O repet încă o dată, într-un sistem în care într-un singur an prețul crește de la 16 milioane la 60 de milioane, la 16 euro per certificat, la 60 de euro per certificat, până la 100 de euro per certificat, nu există nicio companie care ar putea să-și quadrupleze profitul ca să plătească aceste datorii, și cred că asta este o lacună și o greșeală mare în acest sistem de certificate. Bineînțeles că se poate spune că România nu s-a pregătit pentru creșterea explozivă, dar nu este o situație pe care eu aș putea să o rezolv. Nu există magie contabilă prin care eu aș putea să rezolv aceste contradicții inerente acestui sistem de certificate. Să vă mai întreb eu ceva. Da. Există o ostilitate față de actualul primar al Timișoarei, față de dumneavoastră, întreținută de fostul primar, care aproape în fiecare zi explică faptul că nu e el de vină. Are și o anume audiență. Credeți că sunt posibile și sunteți pregătit pentru presiuni sociale, pentru, ce știu eu, evenimente de gen oameni în stradă? Nu am neapărat înțeles legătura cu prima parte și nu vreau să comentez. Bine, este un despre îndemn ce... acolo, de aia v-am întrebat, că nu, se îndeamnă la... Nu urmăresc ce face predecesorul meu. Încă o dată, eu înțeleg furia oamenilor foarte bine și înțeleg suferința celor, mai ales celor în spitale, dar și celor care sunt acasă. O înțeleg și am toată, nu știu, compasiunea mea pentru ei. Și bineînțeles că e și dreptul lor să fie supărați, este și dreptul lor să fie supărați pe mine și pe situație. Și tot ce pot să le arăt este de ce am ajuns în această situație și ce putem face noi ca administrație locală, dar și alții, ca să găsim soluții. Bine, vă mulțumesc foarte mult și bineînțeles că o să vă țin la curent. Mulțumesc!